prin dumneavoastră. Își aduc aminte, sper că în anii 60, 70, 80, cititorii și scriitorii știau foarte bine că succesul este măsurat în literatura română de un plan în spațiu format din trei puncte. Până nu te lăuda Nicolae Manolescu în România literară, până nu te comentau Virgil Ierunca și Monica Lovinescu la Europa Copa Liberă, și numărul 3, până nu erai înjurat în săptămâna de Corneliu Vadim Tudor, nu erai un autor de succes. Timp de mai bine de 30 de ani, această extraordinară doamnă, care este în egală măsură fiica lui Lovinescu, personaj literar, scriitor, un om cu moralitate și o radicalitate desăvârșite, a reușit să domine, să stea cu o pondere extraordinară pe toată literatura română. Ei bine, la începutul anului 90, eu am fost literalmente scandalizat că de la nivelul președinției Academiei Române, când lucram la Dicționarul General al Literaturii Române, DGRR, Monica Lovinescu nu figura în sumar și mi s-a spus că nu a fost altceva decât un speaker, un vorbitor la radio. E bine, de 25 de ani în cucace, ce a reușit să facă editora cu Manitas este un lucru extraordinar, retând literaturii, critici literare, istorie literare, o personalitate infinit superioară calității de fiică a lui Eugen Lovinescu. Mă voi rezuma pentru că nu este aici spațiul de recenzie, dar vreau să vă asigur că ceea ce a reușit doamna Cristina Șucioabă este un lucru admirabil. A reușit să extragă, să facă un decoct de valori din toate sutele și chiar miile, cred, de recenzii ale Monicăi Lovinescu, mergând din valoare în valoare. Și vă spun calitățile ei. În primul rând, are o măsură extraordinară, ceea ce la un om cu radicalitate morală e un lucru rar. Îl veți vedea pe Ion Caraion, individul cu un talent poetic excepțional și cu niște tare morale odioase, omul care i-a turnat la securitate într-un hal fără de hal, îl veți vedea foarte bine pus în pagină ca poet și ca om. Îl veți vedea pe Șerban Ciocuculescu, care a fost nevoit să facă niște concesii Partidului Comunist, care îl amenința că ia casa și că-i taie pensia. Pe de o parte există un Ciocuculescu cu concesii, de altă parte este autorul critic cu cuvinte lui de prin plan. Știe să deslușească la Dan de Șliu perioada infectă a realismului socialist, prin Păstăi oprește zborul să dărâmă compresorul, și de cealaltă parte anti-ceaușist. La Constantin Noica știe foarte bine să vadă simbolul etic, omul filozofic, etc., etc., guru de la Păltiniș, dar îi rade, rugați-vă pentru fratele Alexandru, fără nicio milă. Știe să vadă Mircea Zaciu pe marele coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, dar nu omite concesiile lui din anii 50. Este foarte fermă și dură cu proteicii, cu versatilii, cameleonii, gen Ovidiu Escrofman Liceanu, și știe foarte bine să-l taxeze și pe Ion Ianuș. Recalibrează intrusul și marele singuratic la Marin Preda, dar știe să spună că delirul este, citesc, un eșec moral. Reabilitează Iona lui Marin Sorescu, ne-l readuce pe Ioan Alexandru, ne amintește, eu n-am știut că Eugen Barbu a fost tradus, cu Croapa lui Barbu s-a tradus în iunie 1966 și Barbu a fost recenzat și intervievat în L'Express. Ne reamintește că Noica a refuzat premiul revistei Săptămâna, ceea ce era un lucru important atunci. Îl avem pe Zaharia Stancu la Congresul Scriitorilor Sovietici din 67, reia cazul antologiei lui Manolescu din 68, știe să ne dea o palmă și să ne spună că fondul literar de la care tot scriitorul român cerșea bani era un element de șantaj și ne-l readuce pe Traian Iancu, care umbla cu, citesc, chitanțierul electoral printre scriitori. Veți vedea aici reluate marile valori din anii 70,
aveți o Monica Lovinescu recenzând Ioan Alexandru, Dere, Popescu, Sorin, Titel, Marin Sorescu, Bujor, Nedelcovici, Breban, Soiu, Vălăiță, Gabi Adameșteanu, Acobian, până la Adriana Dintel și Ioan Coroșan. Monica Lovinescu spune de visul lui Mircea Cărtărescu la apariție, că are un talent extraordinar de incendiere a realului și îl vede superior lui Umberto Eco. Tot ea ne readunge două romane care sunt absolut și nemeritat și bestial subevaluate de noi, Ide Sârbu, Coadio Europa și Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene. Îl reabilitează cu Teovidiu Cotfăbruș. Deci, vă spun, nu este nici pe departe o carte de pure, pur și simplu, cronică radiofonică de întâmpinare. Este o structurare, într-adevăr, de istoria literaturii române. De cealaltă parte, jurnalul la care a lucrat atât de mult doamna Astrid Cambose ne schimbă registrul și ne dă mai puțin imaginea triumfătoare de luptător irezistibil a Monicăi Lovinescu, ne dă imaginea de om învins, de om aproape sfârșit, înainte de moarte. Jurnalul este de o tristețe extraordinară, plin de boli, un Virgil ierunca ușor acaparat, tot mai tare, de Alzheimer. Observă cum se capitulează moral în România, observă eșecul lamentabil al scriitorimii române care se recomunizează, se re-socializează, ca să zic așa, dar știe foarte bine să pună să facă o disociere între opțiunile ideologice ale persoanelor și opera lor. De pildă, constată că față de Gabriela Adameșteanu s-a rupt radical, că au devenit antinomice, se zice Adameșteanu s-a schimbat cu 180 de grade și totuși, oricând mă sună, mă bucur și nu uit că a dat poate cel mai bun roman din ultimii 40 de ani. Deci știe foarte bine să pună aceste lucruri în pagină. În jurnal o văd ca un samurai, căruia îi moare stăpânul, cunul, și înainte să-și facă harakiri, rămâne cu sabia într-o demnitate extraordinară. O întristează înfiorător revenirea comunismului în România. Are niște pagini extrem de dure față de cei care îl atacă pe Mircea Eliade. Saul Bellow cu Revelstein, Matei Călinescu, Norman Manea, și are o execuție capitală a Alexandrei Lavastin. Îl pune la locul lui pe Paul Goma, ne spune de impecabilă politețea Sandei Stolojan. Citez, lui Andrei Pleșu îi place să fie iubit. Observă că este un exces de literaturizare la Radu Mărculescu. În jurnalul lui Mircea Cărtărescu, un autor pe care îl admiră, nu ezită să spună, citez, că are un narcisism devastat, stupor. Îl rade și pe Mircea Eliade pentru megalomanie și este îngrozită cu un prieten lui, cel mai bun om pe care îl adoră de o viață, se declară pur și simplu el singur genial și se compară de la Goethe în sus. Ne spune tot felul de cazuri de demisie morală, cum este Augustin Bultura. Are execuții fără fișură la Tony Judd, în România, la Fun, față de insultele lui Nicolae Brâncan și față de Dan Petrescu, la care zice că aflăm de adevărată, citez, zoologie comportamentală. În sfârșit, îl termină pe Petru Rămoșan și mai aflăm două lucruri, că Mihai Pelin, primit de profesorul Virgil Mădureanu, a venit să o șantajeze afectiv și politic pe Monica Lovinescu într-un mod pitoiabil, cum zic francezii. Virgil Mădureanu a spus că îi dă dosarul de urmărire informativ al mamei sale și dosarului Lovinescu și îi dă și o ajută la retrocedarea casei Lovinescu dacă, așa cum spun guvernașii de astăzi,
poți face ciocul mic la Europa Liberă. Deci să practicau șantaje de acest gen. Și în sfârșit, cel mai frumos lucru de aici, autorul care iese cel mai bine, îmi pare bine că se află aici lângă noi, este Ioana Pârvulescu. Monica spune într-un loc, Doamne, zice, singurul om cu care mă simt efectiv în interbelic este Ioana Pârvulescu. Când este la mine în vizită, am senzația că dacă ar suna Camil Petrescu în momentul ăla, mi s-ar părea o convorbire cât se poate de normal. Este un model uman, un model de trăire a ideii de literatură și de etică fără fisură, ceea ce în tot Schweitzerul moral de la noi mică extraordinar, chiar dacă dușmanilor ei o să continue să li se pară că este o nucă în perete. Dar ce perete și ce nucă. Vă mulțumesc! Care nu a trăit pe viu undele scurte.